Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Bacalaureat penal la Pitești, un tânăr a încercat să-și substituie prietenul la examenul de matematică, înțesat cu aparatură de copiat. Supărare mare la Costești, romii se vor manifesta violent împotriva deputaților și senatorilor dacă nu vor mai avea regi și împărați. Argeșul este încă în sărbătoare. La Teatru Davila se desfășoară cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Muzică Veche sub genericul Sus pe Argeș la Izvoare. Bacalaureat penal la Pitești, un tânăr a încercat să-și substituie prietenul la examenul la matematică, profitând de asemănarea fizică dintre ei. Nu s-a pregătit mai bine decât cel care era candidatul real, ci a avut tupeul necesar să intre în sală înțesat cu aparatură de copiat. Polițiștii au aflat de planul celor doi, l-au lăsat pe bărbat să susțină examenul, apoi i-au condus pe amândoi la audieri. V-ați pregătit mult pentru bacalaureat? Ați învățat? Ce i-ai promis ca să te abac în locul tău? Absolut nimic. Nu i-ai promis nimic? Întâmplarea demnă de filmele de comedie a avut loc la un liceu din Pitești. Elevul, un bărbat de 31 de ani, ar fi trebuit să susțină examenul de bacalaureat a doua oară după ce absolvise cursurile unui liceu privat și picase la prima sesiune. A mers la proba la limba română, dar nu a mai avut curaj să intre și la matematică, așa că i-a cerut ajutorul unui amic cu care seamănă foarte bine. Atât de bine încât nici profesorii examinatori nu și-au dat seama de înșelătorie. S-a identificat pe filmările de la camere de supraveghere care este persoana respectivă și s-a așteptat până la sfârșitul lucrării că era posibil ca să fie decât o informație falsă și candidatul respectiv putea să intrăm în alte încurcături. Adică l-a lăsat să dea examenul. L-a lăsat. Totul a fost foarte discret, decât s-a identificat și au așteptat pe hol când a terminat și atunci l-au oprit pentru identificare. După ce a ieșit din sala de examen, falsul candidat a fost prins cu aparatura de copiat, iar cel care ar fi trebuit să susțină testarea a fost găsit lângă liceu cu materialele după care îi dictase prietenului. Matematica este o probă grea, într-adevăr. Dar e clar că l-a picat. Au picat amândoi de data asta, asta e mai rău. Asta e, vor suporta consecințele pentru faptele lor. Noi le-am întocmit un dosar de cercetare penală pentru fals de identitate. Acum ambii bărbați s-au ales cu dosare penale. Cristian Cioacă are un nou dosar penal. Mama Elodie Ghinescu l-acuză de furt după ce a vândut mașina familiei. Cioacă i-a dat automobilul surorii lui, care îl și folosește la ora actuală. Emilia Ghinescu le-a spus polițiștilor că mașina era și a fiicei ei și că Cioacă nu o putea vinde de unul singur. Polițiștii au acum 30 de zile la dispoziție să-i răspundă Emilie Ghinescu. Înainte însă vor trebui să facă un drum la Colibaș pentru a lua la întrebări pe Cioacă. Va trebui să dăm o soluție în 30 de zile și să-i comunicăm răspuns. Bineînțeles, cu avizul procurorului, doamnei. Va fi audiat și Cristian Cioacă? Da, absolut. Vă dați seama că de asta și a fost repartizată acele secții de poliție, pentru că dânsul este încarcerat acolo, vor merge la penitenciar și îl vor intervieva, îl vor audia. Supărare mare la Costești după ce Mădălin Voicu a cerut Parlamentului să aprobe un proiect de lege prin care romii să nu se mai poată autoproclama regi sau împărați. Dan Stănescu a reacționat imediat și spune că romii se vor manifesta violent împotriva deputaților și senatorilor. Regele romilor Dan Stănescu îi amenință pe parlamentari că vor pierde voturile supușilor lui dacă vor adopta proiectul de lege prin care îi se interzice să se mai numească rege. Totodată Stănescu le atrage atenția politicienilor că romii pot deveni violenți și ar putea avea probleme în teritoriu. Nici prin cap nu îi trece să își schimbe titulatura sau să doneze coroana. Vor avea probleme în teritoriu pe care noi nu ne mai asumăm. Ce fel de probleme? Violente. Alte probleme ce să aibă? Păi... Orice om, dacă te iei de simpatizantul lui sau dacă te iei de regele lui și el o să se, la rândul lui, o să aibă probleme cu cel care a făcut această chestiune, nu? De vină pentru toată nebunia sunt fiii lui Cioabă, pe care Casa Regală de la Costești îi arată acum cu degetul. Cât despre inițiatorul proiectului Mădălin Voicu, romii spun că îl așteaptă sâmbătă să petreacă împreună în cinstea primilor 10 ani de regalitate. Îi transmitem multă sănătate, multă fericire. Și să nu se mai supere, că și eu m-am supărat. Să lasă noi proiectul ăla de lege, că n-are nicio valoare. Deschiderea anului școlar 2013-2014 în condiții bune.
pentru elevi reprezintă principala preocupare a municipalității. Chiar dacă mai sunt doar 2 săptămâni până când va suna clopoțelul, sunt unități de învățământ unde lucrările nu sunt finalizate sau sunt chiar departe de a fi finalizate. Asta pentru că unii manageri au fost mai comozi. Tudor Pendiuc a amenințat că va lua măsuri. Principala preocupare în acest moment a autorităților locale este cea privind asigurarea unor condiții optime în școli, pentru ca pe 16 septembrie elevii să fie primiți așa cum se cuvine. Edilul urbei susține însă că unele instituții de învățământ au rămas în urmă cu lucrările, iar în altele sunt în curs de finalizare. Chiar și așa, Tudor Pendiuc este nemulțumit de modul cum au înțeles managerii să se gospodărească pentru anul școlar 2013-2014. Trebuie să vă spun că sunt multe școli, multe unități școlare, care sunt rămase în urmă și pentru unele dintre ele cred că nu știu că școlile încep 16 septembrie. Mai mult, sunt și situații în care aceștia au contractat lucrări al căror quantum este mult mai mare decât bugetul alocat. Primarul are un mesaj clar către ei, acela că nu vor primi sume suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor. Tudor Pendiuc mai spune că le-a solicitat managerilor o mai mare implicare, astfel încât la începutul anului școlar în școli totul să fie în regulă. Liderii opoziției critică dur în problema regionalizării pe liderii județeni ai Uniunii Social-Liberale. Liderii democrat-liberalilor și ai țărăniștilor afirmă că USL Argeș asistă neputincioasă la felul în care Argeșul pierde redută după redută în competiția cu Prahova pentru supremația în viitoarea regiune administrativ-teritorială Sud-Muntenia. Președintele interimar al democrat-liberalilor argeșeni adaugă că Prahova și Ploieștiul sunt preferate de conducerea centrală a USL în detrimentul Argeșului și al Piteștiului, deși rezultatele obținute la ultimele serii de alegeri iar îndreptăți pe liderii USL Argeș să își ceară drepturile. După ultimele informații care le avem, este foarte clar că regionalizarea, nu numai la nivelul, nu numai în ceea ce privește județul Argeș, ci la nivelul întregii țări, se va face pe ușa din dos. Ea se dorește a fi făcută pe ușa din dos prin felul în care se procedează. Pentru a nu se veni și a se recunoaște că este o decizie strict politică, acolo unde vor fi sediile regionale, guvernul Ponta a procedat la reorganizarea ministerelor. Reorganizând ministerele, de fapt, ce se întâmplă? Golesc de conținut și de putere județele care nu sunt dorite. Are dreptate Mânzână, are dreptate Pendiuc. Dar oare Pendiuc are tupeul să ducă la București să-i spună asta lui Ponta în față? Lui Dragnea? Poate dacă aveam industria care ne-a lăsat-o Ceaușescu, eram peste Ploiești de 100 de ori. Poate să se ducă frumos peste Ponta să spună, băi, alo, domnul, te-am ales președintele partidului și noi, Argeșu, v-am susținut și v-am scos parlamentari, toți nei ca nimeni, care n-a auzit nimeni de ei, care ne-ați băgat de la București pe gât. Chiar și liberalii, prin vocea președintelui județean Ion Popa, sunt hotărâți să tranșeze problema într-un mod radical, mergând până la retragerea sprijinului politic unor miniștri care nu ar apăra corect interesele Argeșului. Argeșul este încă în sărbătoare, miercuri și joi, la Teatrul Alexandru Davila s-a desfășurat cea de-a 4-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Veche. Sub genericul Sus pe Argeș la izvoare, evenimentul a adus în fața publicului de specialitate nume sonore din folclorul românesc. Ionuț Doronescu, Petrică Mățu Stoian, Ineta Popa, Valentin Grigorescu. Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică Tradițională Veche Sus pe Argeș la Izvoare, organizat de Consiliul Județean prin Școala Populară de Arte din Pitești, a fost făcută de un grup de dansatori din Bulgaria, copii foarte talentați care au smuls ropote de aplauze. Apoi, rând pe rând, cei 12 concurenți au urcat pe scenă și fiecare a încercat să impresioneze jurul. Au fost 2 secțiuni de interpretare, pentru instrumente și pentru canto, iar concurenții au venit din întreaga țară. Elevii Școlii Populare de Arte din Pitești s-au pregătit intens pentru acest concurs. Thank you.
După încheierea concursului, pe scena teatrului Alessandru Davila a urcat îndrăgiți concurenți de muzică populară de pe plaiuri argeșene. Iată-mi este în cale, se coboară în vale, trei turme de miei cu trei ciobănei. Cel mai așteptat moment de către publicul numeros prezent în sală a fost însă recitalul lui Petrică Mățu Stoian. Spectatorii au aplaudat continuu și au cântat împreună cu artistul lor preferat. Festivalul Concurs continuă joi seara cu gala laureaților, urmată de mai multe recitaluri, printre care și cel al lui Ionuț Dolănescu. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Puteți urmări Observatorul oricând pe platforma noastră www.piteștiantena1.ro. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yam.